Examenul de bacalaureat a început astăzi cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, la care sunt așteptați să participe 1.227 de absolvenți giurgiuveni. În cadrul acestei probe, elevii sunt verificați dacă reușesc să înțeleagă un text, dacă sunt capabili să argumenteze un punct de vedere și dacă știu să utilizeze limba literară. La ieșirea din sala de examen, elevii de la Liceul Tudor Vianu au spus că sunt mulțumiți de modul în care s-au exprimat în fața profesorilor și se așteaptă la calificative bune. Ce subiecte ți-au picat? Mi-a picat gânduri despre Mateu Caragiale, o opinie a lui Matei Călinescu. Și alte subiecte, ce mai? Să spun, ăsta a fost singurul text pe care mi l-a dat și cu întrebări despre el, ce tip de text este, ce gânduri exprimă autorul și un text argumentativ despre originalitatea unei opere a unui scriitor. Cât de bine te-ai pregătit pentru proba asta? Având în vedere faptul că m-am pregătit intens pentru proba scrisă la română, am știut acest text, acest subiect, n-a fost greu deloc. Pentru mine subiectele de la proba orală au fost foarte ușoare, deoarece erau destul de simple, prin simplu fapt că te întreba receptorul textului, te punea să citești textul dat și să formulezi câteva argumente pe baza textului. Și ce subiect ai avut, ce opere? Am avut o informație dintr-o lege a turismului, un articol. Cât de bine te-ai pregătit? Pentru această probă nu mi-a fost frică, deoarece a fost foarte ușor. La ce calificativ te aștept? Un mediu. Au fost destul de ușoare, nu am identificat probleme, nu am întâmpinat probleme. A fost despre un text la prima vedere cu rol juridico-administrativ, câteva întrebări ușoare, a fost destul de ușor. La ce calificativ te aștepți? Destul de mare, încă nu l-am aflat, dar probabil voi afla în decursul zilei de astăzi. Proba orală la limba română se desfășoară pe parcursul a 3 zile până pe data de 15 iunie, pentru ca după aceea elevilor să le fie evaluate competențele lingvistice de comunicare în limba maternă, dar și cele digitale. Noutatea examenului din acest an este că lucrările elevilor nu vor mai fi corectate automat într-un alt județ decât cel în care au susținut examenul, ci numai în cazul în care Comisia Națională de Bacalaureat decide acest lucru.